Bună ziua la Avangarda cu Ionuț Vulpescu, un invitat cu adevărat special în această duminică, Marius Mitran, foarte cunoscut jurnalist sportiv, vechi prieten și director de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal. Am greșit cu ceva? Cu nimic, mă deranjează doar cuvântul vechi, pentru că, într-adevăr, prietenia care există între noi are atâția ani încât nu pot să cred Timpul că. se adună în urma noastră, începe să ne întunecăm, ca Da, să da. cităm din Eminescu. Sunt 20 și ceva de ani de când ne-am cunoscut și trebuie... 23. 23. Și trebuie să spun un lucru acum, în această duminică, și să-ți mulțumesc și public, așa cum am făcut-o de mai multe ori, dar îți mulțumesc și în acest podcast. Eu datorez lui Marius Mitran faptul că 2 ani de zile am avut o rubrică, dacă era joi, era Ionuț Vulpescu, în pagina 4-a, celebra pagina 4-a din acei ani, din cel mai citit ziar, nu doar Și sportiv, cred cel că mai și cel citit mai ziar, bun de după Revoluție, pagina da, 4-a de din sport. ProSport. Marius, mulțumesc încă o dată. Cu Sper drag. că bă, încrederea ta a fost oarecum justificată și că nu te-am Evident și că am confirmat. că a fost și, cum să spun, mă bucur că nu m-am înșelat, pentru că erai student, erai, Eram da? la facultate Erai la la teologie. facultate, da? Erai la facultate și ai trimis o scrisoare la poșta redacției, o poveste lungă și mă bucur că am sesizat, așa cum Titi Teașcă a văzut în Balat și în Cârțu și în Cămătaru niște jucători care vor face apoi să se cutremure Europa. Am văzut într-o scrisoare, cine poate să creadă așa ceva, că existau scrisori în plic Că erau ziare în sute de mii de de exemplare, exemplare tiraj. și o scrisoare semnată Ionuț Vulpescu cu un text din care a rămas și din care lumea citează, nu întotdeauna citându-te. Celebra propoziție, noi cei care ținem cu Universitatea Craiova suntem ca o sectă. Îți dai seama, eu ca teolog, dacă am spus asta, înseamnă că știam ce am spus. Craiova stătea era să retrogradeze și în acel an, în 2000, în primăvara lui 2000. Exact. Și, într-adevăr, ziarul ProSport avea o influență extraordinară. Mergeam pe stadioane, tu sigur ai trăit experiența asta de nenumărate ori. Era o relație extraordinară între suporteri, între cei care citau ziarul. Parcă totul era mai profesionist, cumva, că am folosit alt cuvânt. Parcă și fotbalul, parcă și sportul erau mai coezive, cumva, adunau oamenii. S-a pierdut solidaritatea asta. S-a pierdut. Fotbalul cred că este exact ce e în societate. A pierdut ce a pierdut și în România, ce a pierdut. A pierdut solidaritatea, a pierdut, după părerea mea, mare parte din spiritul patriotic. Echipa națională de fotbal nu mai e ce spunea Custurița, definind-o precum albumul cu poze tăiate din ziare și lipite în copilărie, albumul cu poze ale fotbaliștilor. Echipa națională acum este un loc în care poți să critici, îți place să o înjuri, să o scoți din contextul de echipă reprezentativă și să o faci o echipă a cuiva. Echipa națională nu mai e națională, e a federației sau e a lui Contra, sau ea lui Mirel Rădoi, nu? România nu mai e România, România este a lui Băsescu, de exemplu, da? România este o țară pe care o privim de la distanță, precum echipa națională de fotbal și de care ne apropiem foarte greu, la modul esențial. Da? Nu mai înțelegem, pentru că avem impresia că ea nu ne mai înțelege. România este un spațiu care s-a alterat foarte mult, după părerea mea, și fotbalul, de asemenea, în acești 22 de ani. Marius, tu ai făcut facultatea de litere. Cum ai ajuns să faci presă sportivă? Uite, nu m-a întrebat nimeni asta niciodată. Bine ai venit la podcast la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Am primit tot felul de întrebări și mi-era dor de o astfel de întrebare. Cum am ajuns?
Sunt două variante, cum explică în cel mai bine trepământen Marin Preda, partea lemnoasă și partea fieroasă a mosorului lui Mocean. Prima repriză și prima, a doua repriză. Prima explicație, cea, cum să spun, conceptuală, este că eram imediat după Revoluție, eram student la Facultatea de Litere și colegii mei scriau la diferite publicații, erau, poate să creadă cineva, că erau zeci de ziare și de zeci, da, cred că erau 70-80 în fiecare zi de ziare, reviste. Puteai să scrii, mai ales dacă veneai într-o redacție cu acest titlu, scria toată lumea. Dar dacă veneai și spuneai să studiem la Litere, aveai o ușă deschisă. Șef de secție de prima zi. Din prima zi. Și era o vreme foarte tulbure. Tu erai foarte tânăr, dar trebuie să ai niște amintiri. Oricum ai trăit alături de un om care a ținut România în acei ani pe o linie de plutire, dar care era extrem de atacat, vorbesc de fostul președinte Ion Iliescu, și ziarele erau toate inflamate. Sigur că, să spun, mi-ar fi plăcut să scriu social sau politică, dar pentru că nu m-a întrebat nimeni, nu a venit niciodată răspunsul adevărat din partea mea. De frică. M-am dus către sport de frică de ceea ce se întâmpla în celelalte pagini. Erau niște articole care ardeau, care, ce să spun, celebra din ianuarie 90, ce ai făcut în ultimii 5 ani, devenise deja un poem. Puteai să mai spui ce ai făcut în ultimii 5 ani. Și atunci, fiind foarte tânăr și având pasiunea pentru sport, am zis, mă duc la departamentul sport. Partea lemnoasă a conceptului. Partea fieroasă are o poveste simpatică. Îi datorez asta colegei mele de grupă, Miruna Nicolae, care făcea critică de film și de artă la Cotidianul Ora, pentru că acolo am debutat. Condus de Nicolae Cristache. Nicolae Cristache, da. Care a făcut și el cronică sportivă de bună calitate. La Flacăra. La Flacăra lui Adrian Păunăs. Și care îmi pare tare rău că nu a rămas, n-a scris mai mult în presa post-decembristă, pentru că era un om absolut extraordinar. Miruna, într-o zi, eram foarte timid, nu credeam că poate cineva să te publice așa, mă gândeam că trebuie ceva, un furnal prin care și pe partea cealaltă să iasă concepția după ce tu ai ars. Și m-a păcălit într-o zi, m-a invitat să o... Ea scria la ziar Ora, cum îți spuneam, în respectivele rubrici, și m-a invitat să o conduc până la ziar să-și ia leafa. Și era undeva în toamna lui 92. Și ajungând acolo, m-a rugat să o aștept pe hol câteva clipe, numai că n-a deschis ușa de la contabilitate, ci a deschis o ușă pe care scria departamentul sport, a împins-o și a spus lui Sorin Sadmari, care era șefului de departament, domnul Sadmari, el este cel despre care v-am vorbit. Miruna știa că la orele de lingvistică cu doamna Ciompec sau la literatură cu domnul Florin Manolescu, care ne plăcea amândurora foarte mult, eu aveam între coperțile caietului studențesc, evident, întotdeauna, Gazeta Sporturilor. Așa a început. Și de atunci n-am mai reușit să ies. Interesant, deci de frică, dar de frică în libertate, de frică după... Nu-ți doresc după Revoluție. Să vezi ce libertate era. Da, o lume maniheistă, fără îndoială. Da. E filonul ăsta maniheist care ne domină și astăzi, pe alb și negru. Da. Totul este pe alb și negru, în care toată lumea are dreptate. Și dialogul, și iată unde ne-a dus absența dialogului și absența de... până la urmă, o națiune nu progresează. Ai nevoie de un set minimal de consens pentru ca să duci o țară înainte. Altfel, dacă stai numai pe peluza nord și peluza sud, nu faci nimic. Spune-mi, te rog, câțiva dintre colegii tăi de la facultate de atunci, oameni care după aceea s-au dedicat meseriei, fie că fac presă, fie că au devenit scriitori, și un pic despre marii profesori pe care ai avut. De cine ai fost mai legat? De Eugen Simion, pentru că îmi plăcea Preda, mi-a plăcut din... și
Facultatea e centenarul, vorbim în anul centenarului 5 august, nașterii lui Marin Preda. Și care este și nu este. Nu văd foarte multe mișcări. Sigur, poate încă e de vreme. Deși eu cred că e târziu. Și eu cred pentru că e târziu, am avut e. anul trecut bicentenarul Vasile Alexandrie, pe care l-am tratat absolut lamentabil. Da. Și nu numai. Da, centenarul și multe alte exemple. României, cum l-am tratat? Sigur că da. Păi, cum spunea cineva, poate la următorul centenar. Of. Profesor Eugen Simion, Florin Manolescu, haide, dacă vrei să... În viață trebuie să speculezi niște lucruri, cred eu. Intrând în presa sportivă am învățat asta. Trebuie să te legi de lovitura aceea liberă care s-a dus în minutul 90 direct în vincul. Și un corner la un final corner. Și Danemarca-România. Când Dorinel Munteanu poate să centreze sau să dea în tribună și joacă și, joacă și îi pune pe contraatac pe un fotbalist extraordinar. Care își pierde, dar care, da, care judecă imatur o fază într-un moment decisiv. Instinctul. Da. Absolut. E un instinct acolo. Nu l-a avut, s-a pierdut, n-a crezut. Da. Secta ta din scrisoare și o lecție a profesorului Florin Manolescu. E mai puțin cunoscut decât Nicolae Manolescu. Fără îndoială. Și decât Ion Manolescu. Și decât Ion Manolescu. Ne preda mari clasici. Și într-o oră ne-a spus varianta personală a domniei sale din scrisoarea pierdută, cum că niciunul dintre personajele lui Caragiale nu sunt ce am învățat în liceu. Trahanache nu e deloc bărbatul căruia i s-au pus coarne și nevastă sa Zoițica face ce vrea cu prefectul și el e un pic zaharisit, că de-aia i-a dat numele Caragiale, Zaharia. Dimpotrivă, el este cel mai lucid om din piesă. El știe foarte bine de ce și cu cine s-a însurat. El îl controlează pe prefect prin Zoițica și nu invers. El știe ce face prefectul și nu prefectul știe ce face președintele Consiliului Județean de astăzi, spunem, da? Că era al multor comisii. Un baron al, un baron al, timpurilor. Al timpurilor dintr-un oraș de munte. Cetățeanul turmentat nu e deloc turmentat pentru că înțelege în fiecare moment ce înseamnă scrisoarea, cui trebuie să-i o dea, care e avantajul dacă o recuperează de la Cațavencu un om fără putere și o dă cu Ani Zoițichii, care avea prin soț și prin amant toată puterea, și așa mai departe. Și mi-a plăcut o altă perspectivă. O altă perspectivă. Într-adevăr, e foarte interesant că aduci în discuție asta. Sunt și 170 de ani de la nașterea lui Ilie Caragiale. Și spiritul românesc stă sub semnul lui Caragiale, înainte de a sta sub din semnul păcate. Lui Eminescu. Și abordarea lui Florin Manolescu, care are și o istorie a exilului românesc extrem de interesantă, un tom, este, hai să zicem, necanonică. Nu? Poate de ce știam noi de la Șerban Cioculescu, abordările acelea clasice. Este abordarea lui Florin Manolescu, Mar Nicolae Steinhardt, o abordare foarte interesantă care spune că de fapt o scrisoare pierdută nu e o comedie, ci e o tragedie. Și mai este criticul, regretatul critic Mircea Urgulescu, care duce de asemenea o altă perspectivă. Și foarte interesant că ai adus în discuție această abordare a lui Florin Manolescu. Da, noi am rămas fascinați acolo și spuneam că am speculat asta încercând în analiza unor fapte din fotbal, unor întâmplări, să folosesc această perspectivă. Și m-a ajutat foarte mult și o să-ți spun cum. De pildă, Balaci, Dobrin sau Hagi sunt niște statui, din fericire Gică Hagi încă în viață, care sunt percepute foarte superficial. Și am încercat în niște analize, în felul în care am scris, să văd exact ce nu era cunoscut sau ceea ce nu știau oamenii despre ei. Hagi, de pildă, cum e cunoscut? Un fost mare talent care se exprimă bolovănos în limba română, care greșește mulți termeni, care nici nu e
foarte corect, nu? Îi se aduce aminte mereu un rezultat de 5-2 prin care a scăpat Viitorul de la retrogradare învingând în Ghencea. Și nu știu câte goluri pe care le dădeam în cariera lui de fotbalist la Sportul Studențesc, ca să... în competiție cu Victor Pițurcă sau Rodion Cămătaru. Balac este un răzvrătit și un superficial. Dobrin este mai aproape de țuica din oraș și de celebra etichetă cu prunele, da, supranumită ochii lui Dobrin, respectiva băutură. Și asta merge de decenii. Și am încercat, sigur... Și se vorbește mai mult despre faptul că n-a jucat la Mondialul de Mexic decât ce totuși a jucat Dobrin. Sigur că da. Că și că părinții noștri l-au văzut jucând. Și că ce nedreptate i s-a făcut. Uite, da, că dacă ai început cu Dobrin, să continuăm cu Dobrin. Și am descoperit, vorbind cu Angelo Niculescu și cu toți cei care încă mai trăiau din echipa de la Guadalajara, și adevărul nu era acesta, că i s-a făcut o nedreptate. Adevărul era că el nu a vrut să joace la Guadalajara. Nu în sensul că și-a exprimat această dorință, dar și-a exprimat comportamentul. Toți absolut, de la, ce să spun, Angelo Niculescu, cel care a decis practic scoaterea lui din echipă în Mexic, și până la Domide, de exemplu, cu care am vorbit la Arad, sau Liță Dumitru, sau cu Cornel Dinu, toți spun că acolo Dobrin s-a sufocat din pricina căldurii și a altitudinii, s-a sufocat din pricina mediului și a competiției în sine, pentru că Dobrin, vorba lui Lucescu, a avut întotdeauna nevoie de public ca să joace la nivelul cel mai înalt, în timp ce Ilie Balaci n-a avut nevoie niciodată de nimic ca să joace la cel mai înalt nivel, în sensul că Balaci n-avea nevoie de public. Din potrivă, un public ostil îl ambiționa și mai mult, n-avea nevoie de mediu, n-avea nevoie de antrenor și, paradoxal, zice Mircea Lucescu, Balaj de multe ori n-avea nevoie nici de coechipieri, pentru că era de ajuns să joace el și atunci și echipa se punea în mișcare, el nu depindea și nu-l interesa forma celorlalți. Și atunci perspectiva apropierii de acești mari oameni, mari jucători, din, pe ideea că Trahanache nu e ceea ce pare, mi s-a părut fascinant. Dobrin era un timid, dar nu i se făcuse o nedreptate. Balac era un jucător și un om de o profunditate și de o analiză a vieții sociale extraordinare, nu era deloc un superficial. Iar Hagi este, după părerea mea, și am și spus-o și am și scris-o, mie mi se pare că Hagi este Avramiancu. E cel care n-a mai stat la discuții nici cu Coșul, nici cu Federația, nici cu nimeni și a zis, no, hai. M-am dus pe un câmp, am întrebat cât costă câmpul de lângă Ovidiu cu Ciulin și cu Bălegar, am scos banii mei câștigați alergând 20 de ani pe teren, am cumpărat acel teren, am ridicat o academie, în adevăratul sens al cuvântului, cu terenuri, cu cantină, cu dormitoare, cu birouri, cu tot pe banii mei și am încercat să fac acolo România mea. Ardealul meu, România mea, credința mea că pot de unul singur. Nu? Și Avramiancu s-a dus și a zis, atât, nu mai aștept. Nici din Muntenia, nici din Moldova, nici un ajutor, nici... Mă descurc. N-avem altă șansă. Nu putem să acceptăm să murim aici. Și Hagi s-a dus și a reușit și ar fi reușit și mai mult dacă cineva l-ar fi... Dacă mai mulți oameni l-ar fi înțeles. Dacă mai mulți oameni l-ar fi urmat, dacă ar fi fost un exemplu. Dar cine? Cine l-a înțeles pe Eminescu? Ce au scris zeci de generații despre Eminescu? Prima propoziție a tuturor tezelor de literatură cu subiect eminescian a fost zeci de ani aceasta. Mihai Eminescu este luceafărul poeziei românești. Și doamna Astrid Rodinciuc din liceul
Iulia HD-ul pe care l-am absolvit a 9-a și a 10-a la Lazar, a 11-a și a 12-a la Filologie la Iulia HD-ul, a spus, în clipa în care veți mai scrie această frază, puteți să predați scrisoarea pentru că nu pot să vă trec de nota 4 niciodată, scrisoarea, lucrarea. Într-o sâmbătă dimineață și dirigintele meu din clasa 9-a mi-a spus, aveam un panou cum se făcea atunci, în care aveam creațiile și mai zis, se apropie 15 ianuarie, nu era ziua culturii naționale atunci, dar era ziua nașterii lui Eminescu. Vulpescu, să scrii un eseu Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei roșii. A zis, părinte, diriginte, eu ceva o să scriu, dar așa ceva nu pot să scriu. Deci era reacția mea în clasa 9. Am vorbit de Dobrin, care e marele fotbalist al, să zicem, generației 70. Ilie Balaci, anii 80, dominați totuși de acest fotbalist extraordinar, care a avut oferte de afară și pe care nu le-a putut onora. Și Gică Hagi, liderul generației de aur, generația 90. După 2000 e greu să găsim un fotbalist care să stea alături de cei trei. Poate înaintea lor, crezi că e cineva înainte de Dobrin care poate să... Din generația care n-a apărut la televizor, ca să zic așa. Cu da, Dobrin este. Vine televizor. Zi-mi unul care e înainte de Dobrin. Pecioschi. Iosif Pecioschi. Tu ai făcut un film cu Ilie Balaci, l-ai cunoscut foarte, foarte bine și eu vorbeam din când în când cu el și atunci când a murit nu venea să cred, nici acum nu realizez că ceva din ce a zis Balaci, când o să mor eu, o să moară și Craiova, ceva adevăr este în asta, nu mai simțim la fel cum era Craiova, el a fost liderul acelei generații, poate cea mai bună, nu deschidem și noi polemica, dar eu cred că a fost cea mai bună generație, cea mai bună echipă pe care a avut-o vreodată fotbalul românesc. Așa este. Cu Lung, Neghilă, Tlihoi, Ungureanu, Cicleanu, Ștefănescu, Giolgău, Balaș, Cămătari, Rimescu, Cârțu, plus rezervele care erau titulari la națională. Ei, și ai făcut o carte cu Gică Hagi. Deci ai cunoscut... Nu, el a făcut-o, eu l-am ajutat într-un... E o carte tehnică. E o carte... L-ai ajutat să scrie. I-ai cunoscut foarte bine pe amândoi. Sigur că e o întrebare care nu prea se pune pentru cine știe fotbal. Și anticipez cumva răspunsul tău. Dacă ar fi să faci un clasament, care ar fi acela? Al celor mai buni. Și cei patru. E greu să ne pronunțăm la Pecioschi sau oameni dinainte. Hai să vorbim un pic de cei... Nichita Stănescu nu spune în literatură, nu e ca la fotbal, nu? Nu putem să spunem Blaga peste Arghezi. Nu e clasament acolo. Așa spunea Nichita. Da, dacă vrei clasament, du-te la fotbal. Uite că mă obligi să fac clasament dacă rămânem la fotbal. Și acolo există și aici la fotbal două discuții. Una este că e foarte probabil ca ce simți să bată ceea ce vezi. E ca în dragoste, da? Când familia spune, dar cum a luat-o? Cum a luat-o? E cam grasă, e cam... Nu știu, și părinții ei... Tu ai văzut ceva și viața te confirmă pe tine, da? Va fi o familie fericită, vor fi niște ani, pentru că tu ai simțit ceva, ceea ce ceilalți care doar vedeau, n-au simțit. Pe clasamentul a ceea ce am simțit... Ilie Balaci este cel mai mare fotbalist român. Pe ceea ce se poate vedea sau se poate scrie pe un carnet, cum ai tu, în față, Hagi. Pentru că sunt 6 turnee finale. 3 mondiale, 3 europene. Ilie Balaci n-a prins un minut nici măcar la un european unde a fost decisiv în calificarea României. Dobrin, la fel. N-a prins un minut la mondiale, n-a jucat la european. Balaj nici n-a fost la Paris, Dobrin a fost în Mexic. În care a fost aproape de teren. Balaj nici n-a fost, e o poveste... Și aia e poveste complicată. Complicată și înfiorător momentul în care i s-a spus, vezi că trăim în viață nu doar cu ce ni se întâmplă, ci mai ales cu cum ni se întâmplă. Nu e atât de important dacă sunt părăsit, ci mai ales cum sunt părăsit. Balaci a trăit o tortură prin acel moment, dovadă că a ținut să-l spună și în film și să-l repete în viață. Erau cazați la hotelul București și li s-a spus că dimineață
se va bate la ușa celor care pleacă în cantonamentul decisiv, ultimul cantonament înaintea turneului final. Era în cameră cu soția sa, cu Dana, și s-a băgat în pat să se culce, era târziu și Daniela i-a spus, văzându-l un pic agitat, stai liniștit, culcă-te, pentru că eu nu o să adorm și nu-ți face probleme dacă se va auzi bătaia în ușă, eu voi fi trează și nu te gândi că suntem amândoi adormiți și n-auzim și pierzi convocarea. Și el i-a spus, stai liniștită, nu va bate nimeni în ușa noastră. Și a avut dreptate, așa a cum în general avea dreptate. Ilie Baciu, un om foarte inteligent și foarte generos, foarte altruist. Eu am o poveste din 2012, când, cum știi că ai fost la lansarea cărții mele, care în bună măsură a reunit articole din ProSport, din țara în care stânga e Cârțu și dreapta e Lăcătuș, și l-am invitat pe Ilie Balaci să vină la lansarea cărții și a venit și a vorbit extraordinar. Da-ți spun. Extraordinar, după ce cu genuitatea și a întrebat, dar ce caut eu aici? Sigur, era preștele Iliescu, era profesorul Manolescu, era Radu Cosașu, era regretat Augustin Buzura și alte nume importante. Iarina Demian, regretata Margit Dascălu Sava, soția lui Iosif Sava. Și el m-a întrebat așa, Candida, ce caut eu aici? Și a vorbit senzațional în rând cu acești, cu toți ceilalți, în felul lui. Și am apreciat extraordinar cum, deși nu era pe copertă, eu l-a lăsesem din rațiuni didactice, să zic așa, un alt mare jucător al Craiovei, Maxima, care e Sorin Cârțu, și care a jucat destul de mult, ne-am și sfătuit atunci, ne-am și întrebat. Și nu o să uit niciodată acea generozitate să vii, tu, Ilie Bala, să vorbesc despre o carte unde nu ești pe... N-avea orgoliu ăsta... stupid de multe ori românesc care să manifeste și o pierdere într-adevăr pentru Craiova incredibil. Nu l-avea pe teren și nu putea să-l aibă în viață. El era cel care oferea, spunea Țicleanu, el ne dădea totul, el ne dădea pasele, el ne dădea curajul, el ne dădea, nu putea fi gelos, invidios pe Sorin Cârțu, pentru că el îl potența pe Sorin Cârțu, el îi făcuse mare pe toți echipa aceea. Era creierul acelei echipe. Dacă a fost și a fost cea mai bună formație, echipă de fotbal care a jucat vreodată în România de când s-a inventat acest sport, și aici sunt dovezi și pe partea rațională, așa cum sunt la Hagi și spun de cele 6 turnee finale care bat ca performanță, nu mai spun de faptul că a jucat la Madrid și la Barcelona. Lucru irepetabil. Irepetabil. Nu mai poate fi. Aici nu încape îndoială. Un jucător român care se joace la Barcelona și la Real Madrid, e literatură științifică fantastică. Exact. Am ajuns aici, din păcate. E, la acea mare echipă de care spun că este superlativul fotbalului românesc, dovezile sunt și vin de la adversarii. Sigur că ea n-a mers până la capăt, n-a cucerit acea ediție a Cupei UEFA, o competiție cel puțin la fel de tare precum Cupa Campionilor, dacă nu mai tare. Pentru că veneau echipele de pe locul 2-3 din toate campionatele, în mare parte campionatele pierdute de cele echipele de pe locul 2, de pildă erau la golaveraj sau la un punct, de pildă în acel an în care Craiova întâlnește Fiorentina. Fiorentina are 4 campioni mondiali în echipă și pierde titlul în vara lui 82, urmând ca în toamnă să joace la Craiova, la diferență de un punct în fața lui Juventus, în urma lui Juventus, că sunt filolog. Ideea este, profesorii mi-ai spus, tot țin în cap să-ți spun profesorii. Profesorii și câțiva colegi de profesorii de și colegi. Profesorii care mi-au plăcut. Pe lângă Florin Manolescu. Pe lângă Florin Manolescu, am spus Eugen Simion, dar acolo am venit spre un om pe care îl cunoșteam înainte să-l cunosc, în sensul că am fost înnebunit după Marin Preda din adolescență. Am citit și m-am chinuit să aflu tot despre el, pentru că și acum cred, cum credeam și la 19 ani, că este cel mai mare prozator român. Și aproape toate recenziile și aproape toată punerea în valoare și prezentarea operei sale erau legate de Eugen Simion, bunul său prieten,
criticul său, el dădea manuscrisele după anii 60. Prefațatorul mai multor volume. Așa cum în tinerețe fusese cu Geo Dumitrescu și cu Miron Radu Paraschivescu, prieteni, și lor le-a prezentat, de pildă, Moromeții, volumul 1. După anii 60 a fost, s-a lăsat în brațele lui Eugen Simion, care i-a dat nota și care, văzând manuscrisul, de pildă, de la cel mai dintre pământeni, i-a spus: Marina, ai scris o carte fundamentală. Și atunci îl cunoșteam oarecum pe Eugen Simion, numai cucerit în facultate. Eram deja cucerit și orice ar fi spus, pentru mine era, ca și în cazul lui Balaci, adevărul absolut. Da? Profesori care m-au cucerit au fost, ce să spun, nu mi-a plăcut Nicolae Manolescu, care ție îți place. Și mie îmi place, mi-a plăcut citindu-l. Îmi plac amândoi. Da, citindu-l nu mi-a plăcut ca profesor. După aceea l-am avut și mi-a plăcut foarte mult pe Eugen Negrici. Era încântător, era un actor, era un fel de Gary Cooper la catedră. Nu doar că spunea lucruri extraordinare, dar și felul în care, cu umor. El avea cursurile lui despre literatură, una în comunism, foarte interesantă, și el a lansat teoria expresivității voluntare. Un profesor mare, toți, noi vorbim acum de niște nume extraordinare, care nu doar celor care au absolvit litere le spune ceva. Am fost la un curs special ținut de Ștefan Cazimir, dispărut dintre noi, a făcut un mare, mare, uriaș critic și observator al operei lui Caragiale. A și făcut un partid după Revoluție. Liber schimbist. Inspirat, da, de Nae Cațavencu. Din Ioile Caragiale față cu Chiciu. Exact. Și cu profesor mari. Dintre colegi? Dintre colegi, Răzvan Voncu. Prietenul nostru. Da, prietenul nostru care conduce redactor acum, șef al revistei România Literară. Astăzi. Rădulescu, care e autorul mai multor scenarii, mai multe filme românești l-au drept autor al scenariului. Nu mai țin minte prenumele, dar a scris foarte mulți ani domnișoara Deciu. Andreea Deciu. Andreea Deciu, așa. Da, vreau să spun Adriana. Da? Andreea Deciu. Andreea Deciu, în România Literară. S-a dus, face teorie literară, mă gândeam, pe zona aceasta. Nu au fost foarte mulți care au... Nume importante, cei pe care i-ai pomenit. Și apoi ai mers spre presă, ai făcut presa sportivă. De cine ai fost cel mai apropiat dintre mari gazetari sportivi? Eu, vorba lui Adrian Păunescu, n-am avut o viață de excepție. El spunea, n-am avut o operă de excepție, dar am avut o viață de excepție. N-a fost cine știe ce de capul meu, ca să merg pe aceeași idee, cred asta, dar am avut noroc. Pe lângă... Mi-a luat mult din viața această meserie. A fost chinuitoare, a fost foarte grea, nu întâmplător ziariștii sunt în continuare pe locul întâi la cele mai mari probleme. Sigur, cei din politică și din social, reporterii de teren, suferă pe specificul meseriei lor. Ceilalți ziariști se consumă și au parte de tot felul de crize. Chiar și cei de sport. Dar am avut și noroc. Ioan Chirilă. Am scris alături de el în birou. Sigur, avea birou de director, dar nu îi plăcea să stea acolo, pentru că era singur. Și îi plăcea să stea cu noi, cei care eram un pic mai tineri, și să ne provoace. Deci am scris alături de Ioan Chirilă, Radu Urzician, Eftimie Ionescu. În aceleași pagini, nu-mi vine să cred că semnam în aceeași pagină lunea după meci, cronică de meci, și era Chirilă, Eftimie Ionescu, Radu Urzicianu, Laurențiu Dumitrescu, Marius Mitran, care avea 20 și ceva de ani. Chirilă a fost fabulos. Chirilă era mai mult decât un gazetar sportiv, era un scriitor. Era un scriitor, era cărțile un om. Lui despre mondiale, despre cupa, am citit Argentina 78. Prima pe care am citit-o e o carte, e o literatură.
Așa Radu Cosașu spune că e cea mai bună dintre toate, din toate dedicate Mondial. Absolut formidabil. Sunt niște imagini în acea carte cu care, frapantă, care se rămân și astăzi. Și care se termină, coperta 4-a, prima ediție la editura Sporturism, da. Este cu un gând din Blaga. Când un vis care se îndeplinește, care se numește, este un vis ratat. În momentul când Argentina se trezește la viață, după ce câștigă titlul mondial și nu știe ce să facă, e deodată campioană mondială. Sigur că face tot posibilul și imposibilul să câștige acel titlu, ne amintim cine conducea totuși Argentina în acei ani, dar Argentina care își îndeplinise acest vis pe care mersese o națiune întreagă, nu mai știa ce să facă. Sunt niște imagini extraordinare în carte. Ultima pe care, cred că prima pe care scrie Mondialul din 66. Da, la care nu merge. La care nu merge și se oprește la Mondialul din 94, cred. Trimite pentru ProSport niște însemnări și în 1998. Dacă am fost cu el la Paris. A stat cu mine în apartamentul alăturat. Moare în 1999. Deci în Mondialul din 1998 e ultimul care... nici mondiale nu mai sunt. După moartea lui Chirilă, așa cum am spus, noi poate acum... sigur că exagerăm și sigur că suntem subiectivi. Dar fotbalul și sportul te îndeamnă la asta. Cine nu e subiectiv, cine nu e, așa, asta înseamnă, cum se zice, că ții cu o echipă, deci ai un atașament. Nu e o chestiune, te uiți la televizor și e doar statistică, deci ești implicat. Și noi acum, poate cei care ne privesc, pare că exagerăm, dar mondialele, după, cel puțin în România, după ce nu mai sunt citite de Ioan Chirilă, parcă sunt mai fade. Și din această cauză și din felul în care a involuat fotbalul mondial. Aveam un profesor la liceul Lazar de limba germană, care era foarte anticomunist, așa, un tip extraordinar, l-au și pus în zilele Revoluției, mă uitam la televizor în decembrie 89 și se dădeau tot felul de reportaje, se schimbau directori de liceu, de fabrici, a fost ceva ca o revoluție. Pentru că a fost o revoluție. La Lazar ai făcut? La Lazar. Cismigiu and Company. Păi de aceea m-am dus. Da. Aia a fost după cartea. După cartea. Da, a fost criteriu. Acolo a fost mintea mea în clasa 8-a, când toată lumea se gândea. Eu am făcut școala generală în Dorobanți, în spatele poștei, lângă biserică, în spatele bisericii de vis-a-vis de Caragiale. Era o școală generală 15 și colegii mei toți traversau strada. Bulevardul Dorobanți ca să se ducă la Caragiale. Citind Cismigiu & Company am zis, unul îmi place mai mult ce se întâmplă acolo și că nu fusesem niciodată în Cismigiu până la 14 ani, niciodată. Și după aia am spus, trebuie să trăiesc ceva în viață. Cred că până acum m-am ținut de acest gând. Să mă duc mai departe cu aceiași colegi ai mei, am stat 4 ani cu ei în aceeași clasă și să mă duc să fac liceul tot cu ei, nu mă duc spre necunoscut. Și așa am ajuns la Lazar, unde profesorul respectiv, ca să revin la ora de germană, că era profesor de germană, a spus așa: dom'le, și partidul ăsta, eram în 82, trebuie să fie un partid, trebuie să aibă o esență, trebuie să fie un cristal, nu putem să fim 3 milioane de membri de partid, 5 milioane de membri de partid, nu se poate, adică nu e mai partid. Și noi înghețam în... Era poza deasupra lui când ne spunea, deasupra tablei. Chiar șeful partidului. Chiar șeful partidului era în poză, da. În tablou, cum se spune. Revenind, trebuie să fie și fotbalul, să aibă un cristal, să fie... 16 echipe au fost la acel mondial de care te-ai îndrăgostit citind Argentina. Ok, 24, un pic mai târziu, accept. Ne pregătim de 48 însă și ne-a spus Gianni Infantino că se gândește la 60, pentru că e păcat că sunt multe țări care nu au altfel cum să ajungă. Se transformă într-un fel de jocuri olimpice în care e important să participi, ceea ce diluează calitatea și... Iar ce se va întâmpla în acest an, poate lumea nu realizează. Va fi ceva, după părerea mea, imposibil de cuantificat, de înțeles, de trăit. Campionatul mondial va începe la jumătatea lui noiembrie. Echipele încep din
toate campionatele, dar haideți să ne gândim întâi la cele mari, da? Încep în sfârșitul lui august, poate acum ceva mai devreme, dar nu mult mai devreme, pentru că abia încheie acest sezon. Merg 10, 20 de etape, poate maxim spun, după care se opresc o lună pentru antrenamente, intră în cantonament cu echipelor spanioli, englezii, germani. Dă peste cap toată competiția. După care merg acolo. Ce fac germanii și argentinienii dacă ajung în finală? Au lotul acela de 25 implică paralizarea multor echipe mari. Cum se întorc de acolo? Pentru că se termină la mijlocul lui decembrie campionatul mondial. Cum se întorc după o lună de mondial plus încă o lună de cantonament? Poate Simeone să-l folosească pe Corea sau poate Tuchel pe Kanté să-l arunce din nou în primul derby din decembrie? Nu mai poate, pentru că vine Slade de acolo. Vor da peste cap toate, dar e bine să participăm. De aceea fotbalul nu mai e ce e, lumea nu mai e ce e, presa sportivă. Vreau să te întreb, cum vezi presa sportivă de astăzi? Tu încă scrii, ții rubrici la ProSport în continuare și în alte locuri. Cum vezi, dacă faci o comparație față de anii 90 sau anii 2000 când ai scris în mod constant și ai condus niște publicații și ProSport și Sport Total după aceea, cum vezi această paralelă? Viteză, e un singur cuvânt. Rapiditate, viteză. Scrisoarea ta de acum 20 și ceva de ani n-avea șanse astăzi. Chiar cu mine, redactor șef. Pentru că, în primul rând, tu n-ai fi scris-o pe o foaie și n-ai fi pus-o într-un plic și n-ai fi timbrat-o ca să ajungă la noi în redacție. Ai fi dat un mail. Chiar un WhatsApp. Sau un WhatsApp. Mailul tău ar fi fost alături de alte zeci de mail-uri din ziua aia, n-ar fi putut fi foarte important în nicio circumstanță, pentru că pe lângă mail-ul tău ar fi fost mail-ul lui Răzvan Cornățeanu, care spunea atenție la carburant și la hârtie, ați pierdut nu știu ce tiraj. Ar fi fost încă 7 mail-uri de la diferiți conducători de cluburi care spuneau, ne rezervăm dreptul de a vă da în judecată cu privire la faptul că ați spus că a fost talb, ca să fac o mică paranteză, este titlul cronicii lui Cătălin Tolontan în Sportul Românesc, încă dinaintea apariției ProSport, la un meci care nu mai putea fi suportat de un meci aranjat și pentru a nu fi dați în judecată, Cătălin a folosit acest termen dând titlul cronicii, a fost talb, adică blat, citind. Cătălin e și el dintre ultimii mohicani acele generații. Dar a ieșit. S-a dus spre presa generalistă, nu mai scrie neapărat cronică sportivă, s-a dus spre gazetă, spre alt. Și atunci scrisoarea ta, mail-ul tău ar fi fost poate citit noaptea, când ajungeam acasă. Cetițile noaptea. Da, exact. M-aș fi uitat, aș fi spus interesant, dar m-ar fi apăsat problemele celelalte, economice, sociale, m-aș fi gândit că poate ar merita pus undeva, dar unde, pentru că eu știu câte clicuri, câte vizualizări ar fi atras tu, era și foarte dedicat Universității Craiova și mai mulți fani are FCSB. Prea nișat, cum am zis. Nișat, m-ar fi ajutat oare? Bun, aici e o discuție. Sigur, eu poate că m-aș fi adaptat problema, însă ce spui tu e adevărat, este corect. A vitezei, asta e mult superficial în abordare, fără îndoială. Și discuția este dacă totuși rolul de educație, de instrucție, al media, al presei mai stă în picioare sau renunțăm cu totul și ne ducem după public. Aici, după public, totuși publicul nu știe ce vrea. Și atunci ai discuția dacă tu te adaptezi și faci concesii publicului sau încerci să transmiți publicului și niște lucruri diferite. Și în continuare acestui comentariu vreau să te întreb dacă și tu mai crezi în print, în ziarul pe hârtie, în ziarul tipărit? Da, cred, mi-l doresc. Am venit acum 2 zile din Spania cu Mundo Deportivo, cu Marca, am venit cu ASU, cu Sports. Sunt, cum să spun, îmi vine să plâng citindu-le, îmi vine să plâng după anii mei care s-au dus,
unde sunt iluziile mele care le-am avut. Așa am crezut și eu atunci când tu ai trimis scrisoarea și să nu încheiem discuția despre scrisoare, că arată scrisoarea și întâlnirea dintre noi o Românie care a existat și tu, elegant și întotdeauna sensibil, mi-ai mulțumit, deși nu mai era cazul, pentru că între noi nu mai trebuie să fie astfel de lucruri, dar te-ai prefăcut că povestea e asta toată, nu e asta toată. Presa există, presa mare, L'Echipe, Marca, AS, la Gazeta de la Sport, sunt superbe și astăzi. Și presă culturală, în Franța. Dar și acolo, în felul în care se scrie. De pildă, am fost... Ziarele mari, Le Monde, Le Figaro, au suplimente culturale, care încă sunt citite de foarte mulți oameni. Hai să-ți spun începutul cronicii, semnate de Patricia Cazon, durează 10 secunde, poate un pic mai mult, la meciul dintre Manchester United, de acum câteva zile, și Atletico Madrid. Cei de la Atletico au ieșit cu un mozaic impresionant, vorbesc de spectatori, și un titlu, Vuela Atletico, adică zboară Atletico. Un îndemn pentru ei înaintea începerii meciului. Atletico s-a numit mulți ani Atletico Aviación, pentru că a fost salvată de aviația militară de la dispariție în anii interbelici și chiar și în anii războiului, când a continuat să joace. Vuela. Și Patricia Cazon, care e o scriitoare și o mare ziaristă, începe cronica așa. Spectatorii au crezut în Atleti și au ieșit cu mesajul zboară Atleti. Lodi a aruncat o minge care a zburat, João Félix s-a aruncat în aer zburând către ea, mingea a zburat către bară, De Gea a zburat plonjând și până la urmă golul s-a înfăptuit, toată lumea zburând așa cum publicul a cerut celor din teren să facă. O posibilă definiție a fotbalului. A fotbalului. Care nu e doar statistică și un scor agățat pe tabelă, ci e, exact. Mult, e mult mai mult. Dar de ce crezi că la noi fotbalul, sportul, nu sunt privite ca niște paliere ale culturii neapărat? Dar de ce crezi că pe Răzvan Voncu îl știm noi și o mână atât de restrânsă de oameni, el fiind un excepțional critic literar? Dar de ce crezi că unul dintre marile filme interzis de Ceaușescu, în 85, Glisando, al lui Mircea Daneliuc, nu mai există, dacă ieșim pe stradă, nu mai știe nimeni, cred că nu mai știe nici de Mircea Daneliuc. Memoria nu e argumentul suprem la noi. Dar ar fi trebuit să... Și e mai mult. N-am un instinct cultural extraordinar și foarte pregnant. Din păcate, el s-a tocit. Mai ales că aici avem o listă întreagă de mari scriitori care au făcut cronică sportivă. Am pomenit câțiva din ei. L-ai adus în discuție pe Radu Cosaș, Fănuș Neagu, care a scris, Ion Băieșu, Eugen Barbu, Camil Petrescu în trecut, exact. Mihail Sebastian, care făcea cronică sportivă. E și o polemică extraordinară între Iorg, a fost niște jocuri balcanice, cumva organizat la București. Balcaniada lui 13-0, când România a spulberat în 1933. Și Iorga a încercat să ducă în derizoriu acest episod. Toată lumea era pe străzi, discuta, se vorbea numai despre fotbal. Și Iorga, de la înălțimea lui, a spus că nu înțelege atâta agitație în jurul unui balon rotund. Și Sebastian îi răspunde în Gazeta Sporturilor, care apare în 1924, îi răspunde absolut antologic că stadionul nu trebuie opus bibliotecii și biblioteca nu trebuie opusă stadionului. Deci sunt două lucruri complementare. Ele nu sunt paralele. O polemică, sigur. Știi cine mai atacă exact în aceia în fotbalul? Cu o virulență extraordinară? Nichifor Crainic. Dar nu din perspectiva bibliotecii, ci din perspectiva bisericii. Scrie niște articole din care reiese că e foarte ciudat, apropo de ce trăim astăzi, da? Dumnezeu, duminica, de ce a fost inventat și adus aici această duminica, tinerii să meargă pe stadioane, duminica sunt aproape... Ziua odihnei, ziua bisericii, da? Și Gazeta Sporturilor îi răspunde, sunt zile întregi în care polemizează și cu o virulență și cu, cum să spun, cu o duritate extremă, apropo de cât e de bine totul să faci sport și să-i lași pe tine și așa mai departe.
Fotbalul a fost iubit și a dat drumul la niște lupte dintotdeauna, să știi. Mă uitam la Cupa Angliei recent. Nottingham Forest, sigur, echipă mare la un moment dat. Spulberă pe Leicester, deținătoarea Cupei Angliei. Dar altceva, dincolo de scor. Frenezia oamenilor din tribună, spectacolul ăla e grandios, adeziunea lor la un club care este în Premiership. Da? Da. La noi, crezi că vom mai vedea vreodată stadioane pline și entuziasm cum se vede în Anglia, de pildă?